Bună, sunt Pavel. În acest tutorial vom vedea împreună care sunt funcțiile de bază ale telefonului tău, dar mai ales cât de simplu va fi să le folosești. Să începem cu mail-ul. Dacă vrei să-ți verifici oricând e-mailul de pe telefon, trebuie să te asiguri mai întâi că ai conexiunea de date pornită sau te afli în area de acoperire a unei rețele Wi-Fi. Apoi începe setarea contului de mail. Deblochează telefonul, intră în aplicații, apoi setări și selectează contul. Apasă pe adăugare cont și alege din listă e-mail. Introdu detaliile contului de mail pe care vrei să-l adaugi și treci la pasul următor. Acum îți poți configura setările contului tău de e-mail. Setează cât de des sunt trimise mail-urile în contul tău sau cât de des vrei ca telefonul tău să verifice contul de e-mail. Apasă pasul următor după ce ai terminat să-ți alegi opțiunile. Înainte să termine activarea e-mail-ului, poți schimba denumirea contului și poți alege ce nume să fie afișat în mesajele expediate. Dacă ai terminat, apasă Efectuat. Contul tău de e-mail a fost adăugat listei de conturi. Ca să-ți verifici mail-ul, apasă butonul Acasă, apoi selectează E-mail. Ca să te întorci la meniul principal, apasă butonul Acasă și blochează-ți telefonul. Dacă vrei să trimiți un mail de pe telefonul tău, deblochează-l, apoi intră în aplicația de mail din meniul principal. Aici poți găsi toate mesajele primite în interiorul contului tău. Ca să trimiți un mail nou, apasă pe butonul din stânga jos, Creare e-mail. Adaugă adresa destinatarului, corpul mesajului și subiectul. Dacă vrei să trimiți și un fișier pe mail, apasă pe butonul Atașare și alege documentul dorit, fotografie, videoclip sau fișier. După ce ai completat mail-ul cu toate detaliile dorite, apasă Trimitere. Apasă tasta Acasă pentru a încheia și a te întoarce la ecranul de pornire. Nu uita că de fiecare dată când te conectezi la internet prin pachetul de internet pe mobil Vodafone, vei consuma trafic de date. Depășirea traficului din abonament sau cartelă va fi taxată conform planului tău tarifar. Pentru a afla mai multe detalii despre cum îți poți controla traficul de date, verifică tutorialul din linkul de mai jos.